Bună ziua, dragii noștri! O duminică frumoasă, cu soare și voie bună. Am hotărât astăzi să o petrecem cu voi, cei omageați în ziua de astăzi. Este o surpriză frumoasă aici, în satul Ustea, raionul Glodeni, și o revenire frumoasă a echipei noastre spre acest sat cu oameni dragi, cu oameni frumoși, la chip și suflet. Venim astăzi spre o dragă, o scumpă profesoară de clasele primare. Este vorba despre doamna Ludmila, care face o frumoasă vârstă în buchetul vieții și cineva ne trimite aici să spună la mulți ani, să o felicităm, să-i aducem și ei voie bună, să-i aducem și ei urări de sănătate și, desigur, să-i adresăm întrebarea cine ne trimite aici spre dumneei, să-i facem ziua mai frumoasă și mai specială. Haideți că venim! Suntem din orașul Fălești și noi cu mare drag venim spre dumneavoastră, cea omageată în ziua de astăzi. Cunoaștem faptul că o vârstă frumoasă astăzi vă bate în buchetul vieții dumneavoastră frumos și muncit și noi vrem să vă adresăm întrebarea frumoasă. Cum credeți dumneavoastră, cine ne trimite aici? Văd că încercați să citiți pe torte, este scris doar la mulți ani, așa că vă dau voie să citiți, nu este niciun indiciu. Așa, feciorii mi sunt la acasă, cred că copiii mei de la școală, de ciprii mei. Câți copii aveți dumneavoastră, doamnă? 18. Să știți că, într-adevăr, 18 copilași, 36 de ochișori, 36 de mânuțe și plus părinții tuturor dintre ei ne-au trimis frumos, pregătiți, cu voie bună și soare, cât și în suflet, cât și afară, să vă spunem astăzi frumos, la mulți ani. Au pregătit aici o tortă frumoasă și delicioasă, special pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte frumos! Au rămas... Desigur, și un buchet frumos de flori din partea dânșilor. Mulțumesc astăzi, frumoasă foarte, sărbătoare. Mulțumesc. Știind că veți avea oaspeți dragi, veți avea și nepoței lângă dumneavoastră, cu acest coș cu fructe și dulciuri, să vă bucure sărbătoare, să vă bucure masa frumoasă de sărbătoare. O să încerc eu să-l pun cumva aici. Mulțumesc. Stimată doamnă, astăzi când viața dumneavoastră se mai adună un anișor frumos, copiii dumneavoastră, cum i-ați numit și i-ați numit foarte frumos, căci sunt a dumneavoastră, căci de 4 ani încoace, dumneavoastră îi dădăciți ca pe proprii mușori, ca pe proprii bobocei, îi așteptați dimineața cu voie bună, cu zâmbet, cu drag de ei, de fiecare în parte, și părinții astăzi se organizează împreună cu ei să vă spună din suflet la mulți ani și mulțumiri și închinăciune până la pământ. Sunteți persoană dragă fiecarei familii a acestor copilași ai dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți acea persoană care din clasa întâi ați pus penița lor în mână și ați spus că de azi încolo 4 ani suntem o familie. 4 ani învățăm tot ceea ce e frumos în viața asta. 4 ani ați dăruit ce aveți mai frumos în suflet, ce aveți mai frumos în inimioară, ca astăzi să se organizeze frumos, să încerce cumva să gândească ce ar fi mai frumos pentru dumneavoastră și mai special. Eu nu știu în 4 ani ce au reușit ei să vă organizeze, cu ce v-au bucurat ei, însă noi sperăm din suflet ca această surpriză să fie primită direct acolo la sufletel, să o țineți minte și să nu uitați niciodată că sunteți cea mai iubită. Doamna Ludmila a noastră, cum au spus ei și părinții, la mulți ani, fiți fericită, prețuiți fiecare moment trăit alături de ei, primiți alături de inimioara dumneavoastră fiecare zâmbet al lor de copil. Și noi ne alăturăm frumoase surprize, frumoaselor cuvinte, frumoase dorințe de a vă bucura. Vă spunem din suflet la mulți ani. Vreau să vă văd întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Vreau întotdeauna ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe dumneavoastră și pe cei dragi inimii dumneavoastră, copii, nepoți și toți cei care vă iubesc și astăzi o să vă deschidă poarta și nu doar astăzi, și în toată ziua. Ani frumoși, ani mulți, dar sănătoși. La mulți ani din suflet și dacă aveți și dumneavoastră aici, să știți că vă aștept cât mereu. Da, mulțumim frumos. Am rămas surprins plăcută de surpriza care ne-a pregătit-o. Mulțumesc din suflet părinților, copiilor mei care sunt curajoși, ingenioși, deștepți, cei mai frumoși și îi iubesc și eu din suflet și le doresc și lor la părinți să se bucure de acești copilași minunați, sănătate, discipulul meu e de asemenea succes și sper că surprize o să ne mai facă, sunt niște copii minunați și sper că și părinții o să mândrească cu ei cum mă mândresc și eu cu ei. Mulțumim frumos de primirea frumoasă și ca la final mai avem și noi o surpriză din partea
lor pentru dumneavoastră, deci cumva dați tortica și pregătiți două brațe frumoase. Ca să se convingă ei că surpriza totuși este surpriză, au venit personal. Cum am spus, 18 copilași, 36 de ucioși, 36 de brațe, astăzi vă primesc, vă privesc și vor să vă spună frumos la mulți ani. Și până le da lor posibilitatea să vă felicite. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc foarte frumos! Veniți să vă pot, dacă am să reușesc să vă îmbrățișesc aceste două mâini. Așa ați fost micuți în clasa 1. Așa și v-am tot... Vedeți cât de mare ați crescut? Așa, încă mai trebuie mâinile să mai crească, să vă pot cuprinde pe toți. Așa, vă iubesc pe toți. Așa. Ați făcut o surpriză extraordinară. Nu m-am așteptat, dar mă mândresc cu voi. Sunteți cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai ingenioși. Deci, așa. Acești oaspeți nu sunt, nu sunt ultimii. Dacă privim spre poarta gospodăriei dumneavoastră, se mai alături, cum am spus, și cei mai bravi părinți, cei mai organizatori, care au vrut personal să vină astăzi, să vă îmbrățișeze și să vă spună personal mulți ani. Și mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți cu copiii lor zi de zi. Bună ziua, vă spunem și noi, vă spunem la mulți ani, fericire, bucurie, mai bine în casa dumneavoastră. Nici n-are de unde să la nu fii copii. Copii, deci fericire, frumoasă, așa cum sunteți întotdeauna, noi vă iubim. Vă mulțumim frumos pentru depunerea care faceți pentru copiii. Să răsunim la mulți ani frumos în satul Ustea, să se simtă peste tot că este sărbătoare, să se simtă peste tot că aici trăiește cea mai scumpă, cea mai dragă, cine? Doamna Ludmila, da? Așa. Deci un la mulți ani din suflet răsună din partea noastră. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, la mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericită să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Fie-vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericită să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Și toți împreună, la mulți ani! Tare! La mulți ani! Și încă o dată, la mulți ani! Să fiți sănătoși! Niște băieți cu creativitate înaltă, bravo! Așa, de unde învățați? 4 ani de zile au trecut ca fulgerul, nu așa, așa. Poate multe încă nu le-am reușit împreună, dar sper până la sfârșit o să dăm de dovadă de cunoștință la testarea națională. Bravo!
sănătos! Dată vă mulțumesc foarte mult. Sunteți niște mame bravo, așa niște copii, cum am spus, mă mândresc cu dânsul și n-are de unde să fie copii. Mai rec ca părinții să spun și copiii, să spun și tot timpul m-am mândrit cu copiii mei și am să mă mândresc și le-am spus 4 ani de zile v-am învățat, dar să știți că cu ochii pe voi o să fiu până o să terminați nouă clasă. Da, și o să fiu. Vă mulțumesc de surpriza care ați făcut-o. Am rămas iar, vă spun, surprinsă, emoționată. Eu vă spun cu iertere și pietrele am. Mi-ați educat, apă, mi-ați educat cu copiii 4 ani de zile, au depus atâta muncă pe copiii noștri. Mai mult la școală copiii decât acasă. Noi suntem câteva ori și noapte, dar este tot la școală. Început la școală, noi zici că la grădiniță, dar la școală încă e mai mare, e mort și mai mare. Hai, da, Mulțumim că ne-ați învățat foarte mult, mulți ani înainte, fericire, sănătate, la mulți ani. Bravo, mulțumesc foarte mult. Tu să aduci numai bucurie, părinte. Bine? Stres, la mulți ani. Mai dați să vă întâlnească Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră, să aveți parte fericire de la copii și multă viață înainte. La mulți ani. Mulțumesc. Vieta. Mulțumesc, mă! Salutări, mămica! Mulțumesc! Mulțumesc! Să vă păstăm! Să aduci bucurii la părinți! Fiți sănătoasă!
iubit întotdeauna și dumneavoastră ne arată, ne-am spus că dacă nu merită, merită stimă și așa surpriză frumoasă și dorința părinților este de a vă bucura, înseamnă că este munca dumneavoastră depusă de ani, de zile, este munca dumneavoastră depusă și pentru copii și în relația dumneavoastră, profesor, părinți. Sănătate, mulți ani și dumneavoastră, părinților, răbdare, sănătate multă, mulțumim de încredere. Cu mare drag, îmi face o desfântă plăcere să vă revedem. Sănătate și o zi cât mai frumoasă, sănătate multă!